Noi am luat-o pe Măriuca când era pui. Deja cât? Suntem al doilea an în care o creștem. Uh-huh. Încă tot nu avem lapte. Deci e o investiție de timp foarte lung. Nu știu. Deși are o cornele alea foarte mari. Salutare, prieteni! Suntem Daniel și Andreea din Maramureș, că toată lumea întreabă de unde sunt cei care vin prima dată și nu ne cunosc. Avem din nou un mesaj interesant pe care îl voi citi și vom încerca să-i răspundem împreună. Marian Gândac zice așa: bună ziua, vă urmăresc de la începutul filmărilor și apreciez ceea ce faceți, că și eu am un mic proiect cu capre. Bravo! Ne bucurăm să auzim așa ceva. Caprele sunt foarte productive, sunt foarte interesante, e un animal ușor de crescut și dă-i înainte. Dacă îmi permiteți, v-aș sugera să renunțați la bivolițe, deoarece randamentul de investiție, în paranteză hrană și timp, este foarte mare față de profit. Noi știm asta și suntem de acord. Omul ne recomandă să renunțăm la bivolițe. Am înțeles, dar noi n-am început cu bivolițele ca să facem profit. Da. Și cred că ăsta e răspunsul care pe mine m-a zgândărit așa pe interior. De fapt, sigur că în general toată lumea vrea să facă un profit și asta e ideea noastră de bază. Trăim la țară și vrem să facem un profit din munca noastră. Dar alegerea de a crește bivolițe e una mai degrabă sentimentală, sufletească. Da. Știm, am pornit din start la premisa, știm că nu sunt productive. De aia se lasă lumea de ele, pentru că sunt nerentabile. Aștepți cu 2 luni mai mult ca să-ți crească vițelul. Recent am fost la cineva și mi-a arătat vițel de 3 luni, anuca puiuța noastră, e atâta de înaltă și atâta de lungă, să zic, la corb, și vițica aia la 3 luni era atâta de înaltă și atâta de lungă. Aoleu, dar cum da? Era așa de mare? Păi vaca crește mult mai repede, e vacă, mult mai rapid. Vițel da, de vacă, am crezut. Bun. Că... Și atunci știm, suntem foarte conștienți că bivolițele cresc și mult nu au rentabilitate bună. Și ca și gestație, le ia mult mai mult timp. Le ia mai mult gestație, ați mai ponturoase, ați mai plictisite, ați mai pretențioase și așa mai departe. Renunțăm la bivolițe? Nu. Dacă... N-am început să avem lapte, cum să renunț la bivolițe? Bine, în video anterior ziceam că noi ne imaginăm că vom renunța un pic la numărul de capre, vom mai reduce din capre, că la ăla e comentariu. Și poate ne vom întinde spre 2-3 bivolițe. Noi cochetăm și cu ideea asta, adică constant cântărim cele două lucruri și sigur că nu vom căuta să ținem 3 bivolițe ca să n-avem clienți la lapte la ele, că nu consumi laptele de la 3 bivolițe. Da, exact. În principiu, teoretic, dacă lucrurile le reglezi bine, ar trebui din 2 bivolițe să poți avea lapte pe tot anul de la bivolițe. Da, da, bine că e vorba un pic acum și de timpul care trebuie să-l investești pe perioadă lungă, mă refer. Că noi am luat-o pe Măriuca când era pui, deja cât? Suntem al doilea an în care o creștem, încă tot nu avem lapte, deci e o investiție de timp foarte lung. Și cu Anuca mai avem mult de așteptat. Apoi până om avea noi 3 bivolițe, mai trebuie să treacă încă vreo 4-5 ani. Apropo, video ăsta să se numească trebuie să renunțăm la bivolițe. Pentru că așa ne zice unul dintre urmăritori. Și luăm în calcul această variantă, dar revenim la ce ziceam mai devreme, constant cântărim între a avea mai multe capre sau a avea mai multe bivolițe. Și atunci vom vedea dacă avem sau nu cerință pentru laptele de bivoliță. În principal noi creștem bivolițele astea pentru noi, pentru că clar nu este rentabil să crești un bivol, să-i dai de mâncare tot anul ca să-ți producă câți?
3, 4, 5, 6 litri de lapte pe... cât lapte o să produc asta. Pe zi la fătare și după aia cantitatea aia scade, da? Dar bivolița, animalul nostru de suflet, care ne bucură pe noi, cu care simțim o conexiune specială. Și pe tine te bucură. Nu, că mi-s foarte drag și mie, nu? Doar că eu nu am avut deloc de a face cu bivoli. Cred că și ăsta e motivul pentru care nu mi-e frică de ei. Mă simt foarte liberă. Nu știu. Deși are o cornele alea foarte mari, mi se pare atâta de plăpândă și atâta de inteligentă că nu, pur și simplu nu mi-e frică. Bine, trebuie să fie oricum în alertă tot timpul pe lângă ea. Pentru că ea poate fi și imprevizibilă. Deci tu trebuie să fii cea previzibilă și pregătită. Da, da. La momentul de față, astăzi e 9 februarie când filmăm și nu văd să dea semnale că ar reintra în călduri. Ar trebui cam în data. Da. Deci după calculele mele, tindem să credem că ar fi gestantă. Dar asta cum ne-a vrea Dumnezeu și cum ne-a ajuta. Că până la urmă pot apărea neprevăzute oricând. Și așa că, deocamdată le avem pe astea două bivolițe, ca să avem lapte de-a lungul anului, cum ne dorim de fapt, pentru că din laptele ăla se pot face produse fabuloase, smântâna fenomenală, brânză, laptele crud, o grămadă de produse. Și asta ne dorim, pentru că avem nevoie de mâncare, mâncăm, trăim și vrem să trăim sănătos. Dar rămâne să reevaluăm constant, de acum încolo și tot așa, dacă renunțăm la capre, dacă ne mai luăm bivoliță, dacă câte bivolițe sau câte capre. Nu cred că o să capre. Mai cumpărăm bivolițe. Poate un bivolaș, un pui de bivol mascul, ținut pentru carne, nu pentru... Să vedem ce fată. Dacă fată Măriuca va făta prin noiembrie-decembrie, cred. Și... Dar de cumpărat nu cred că mai cumpărăm. Asta vreau să zic, că pe unii dintre urmăritorii noștri s-ar putea să-i întristeze faza asta, însă la momentul în care Măriuca va făta, funcție de cum se va comporta, cât lapte, că nu trebuie să ne dea 20 de litri, dar dacă dă un minim de 3, 4, 5 litri la zi, o să fim extraordinar de bucuroși. Dar dacă descoperim că e extrem de nerentabil să o ținem, s-ar putea să o vindem sau să o vedem ce facem cu ea. Deși ne place foarte mult. Nu știu ce despre asta acum, că n-are rost. Lasă! E și asta pe masă, știi? Da, dar nu-mi place. Păi nici mie nu-mi place. Că eu iubesc foarte mult pe Măriu, că e primul meu bivol. Unii o să zică că și pe Iancu l-am iubit și l-am iubit într-adevăr. Mie mi-ar plăcea să am o iapă, una frumoasă, ori să fie așa roșcată ca tine mi-ar plăcea să fie, mă, să știi tu. Așa murgă. Îmi plac ca ei mulți. Și cum îți plac iepele? Ha? Te gândești? Te gândești? Băi, răspunde-mi! Așa, musai să fie cu stea în frunte ca tine. Musai. Hai să ne culcăm și să ascultăm păsărele cum cântă. Că văd că n-ai chef de povești. Să nu cumva să se ridice dintr-o dată și să se apese cu capul pe mine, că toată familia mea zdrobește. Gata. Termină cu gura, culcă-te, că mă duc aici. Nimai mai cântă un pic la flașnetă. Nu te mai juca cu bluza mea, lasă bluza mea în pace. No. Băi, nu fi foarte drăgălaș, că toată lumea a sărit să te cumpere, amă, dacă a zis că te vând. Cu fost primul și singurul meu cal, da. Dacă nu l-a acceptat nevastă, ta n-aia cu ce face. Dacă partenera mea de viață nu l-a acceptat, o trebuie să renunț la Iancu. Da, asta e altă poveste. Omul continuă sugestia. Faceți un lucru minunat cu caprele și ar fi păcat să nu îl duceți la un alt nivel acest proiect.
Noi cred că deja l-am dus la nivel, dacă facem ca punct de referință startul nostru cu caprele. Noi am luat o capră și o ieduță pentru noi, ca să avem lapte în casă. Și acum am ajuns la 5-10 capre, care sunt chiar fenomenale comparat cu ce aveam atunci. Da, da, da. Bine că și aia ce am cumpărat atunci a fost foarte bună. A fost foarte bună, dar a fost defectă capra aia. A fost defectă, da. A fost clar defectă, că de-aia a vândut-o omul. Păi a fost cu defect și de-aia a și murit la prima fătare. Și atunci noi am în ce privește caprele atunci, putem să spunem că noi am evoluat fantastic. Dar spațiul nostru de aici și timpul pe care îl avem, dorind să facem diverse lucruri ca o gospodărie, că zicea altcineva în comentarii, ce fain e la voi că aveți și bivolițe, și purcei, și capre, și albine și de toate. Da, asta ne dorim, să avem o gospodărie diversă și și această gospodărie, în primul rând, să satisfacă nevoile noastre și să fim, să trăim în abundență, în belșug. Belșug. Acum, cât belșug. Belșug alimentar. Știi că... Mă la stomac, te gândești. De fapt, mă gândesc că acum la stomac că trebuie să slăbesc. Constant mă gândesc la asta, dar vine primăvara și o pune mâna la lucru mai mult. Și atunci, ca să-mi continui ideea, cred că sunt alți crescători care au posibilități mai mari în țara asta, care au suprafețe mai mare de teren, care au un buget mai mare de investiții pentru și astfel de lucruri și o experiență mai vastă. Îl aveți pe domnul Căpraru din... Ocnița. De la Căprița Fericită din Ocnița și sunt alți producători, diversi producători pe diverse rase în România care fac o treabă fenomenală. Noi nu ne dorim să facem brandul nostru din capre. Caprele Orășan la Țară sau caprele din Maramureș. Este chiar aici aproape de noi o fermă extraordinară, de fabuloasă. Nu m-am auzit povești despre cât de interesantă și cât de mare e și cât de specială. Care, din ce am înțeles, dă faliment sau incursia fi... Se restructurează, se vând animale și așa mai departe. Cred cu convingere că până la un anumit nivel creșterea caprelor îi rentabilă. Mm-hmm. Numai că românii nu prea pun preț, că chiar scria în comentariu, să vă faceți propriu brand de produse din lapte de capră, cum au făcut și cei la care ați fost în vizită. Da... Sună interesant... Sună a fi o idee bună, dar pe când o pui în practică, și noi am încercat să o punem în practică, totul se reduce la ce cost. Fel de produse pot face, preț. Cu ce cost, da, și care ți-i piața. Că noi am făcut produse de calitate, ai avut un reproș că nu-s bune ceva? Nu. Okay. Adică nu cred, nu știu. Deci avem produse fenomenale, cel puțin pentru noi, că în fine, nu ne lăudăm cu asta. Dar totul se limitează la posibilitățile pieței din România, care oamenii nu prea sunt interesați în România, vor mai degrabă produse ieftine, să aibă ce mânca, cei mai mulți români, care sigur că au trec pe o perioadă dificilă acum financiar. Și noi, și ei, și toată lumea trece. Și noi trecem pentru că simțim o contractare a banului și toată lumea ține de bani acum că e un pic de criză financiară. Da, e normal, nu? Da? Din cauza asta am renunțat. Adică nu am renunțat, că noi tot facem produse, doar că facem mai mult pentru noi și într-un număr foarte mic de vânzare. Într-un lot mai restrâns. La persoane pe care deja le cunoaștem și ne cunosc ei pe noi, care au revenit an de an și au cumpărat de la noi. Dar vezi că asta și asta... Baza noastră de clienți în fiecare an se modifică. Da. Și de obicei oamenii se restrâng dintr-un motiv sau altul. Cererea fluctuează. Nu avem o stabilitate în asta. Deci nu ne putem face un principal punct de interes să vindem brânză din 50 de capre și să vindem noi cât de ieftin ca să avem cât de mulți clienți, că 50 de capre, discuția asta am povestit-o de-a lungul a mai multor vloguri și pentru 50 de capre trebuie multe utilaje, trebuie mult mai mare suprafață de teren, probabil trebuie un angajat la capre și ești înhămat la o mai mare greutate că o porți în spate tătă ziua, an de an. Trebuie să zic o fabulă. Zi-mi o fabulă. Zice că era un pescar odată. Știi? Și mergea în fiecare zi, prindea pește și îl vindea la piață. Și într-o zi au venit niște mari investitori pe malul mării și au mers la el. Dom'le, dar ce faci aici? Păi că, uite, stau și pescuiesc. Și vinzi pește? Da, vând. Și ce faci? Ai bani?
da, am suficienți bani, vând câteva pește, stau câteva ore, mă duc acasă, vând și pește, îs și la lucru, am și timp pentru familie. Stau ăștia și se uită la el și zic, nu vrei tu să prinzi mai mult pește și să-i vinzi pe mai mulți bani și să-ți faci mai mulți bani? Să trăiești mai bine. Și să trăiești mai bine și să investești în utilaje mai bune și să prinzi mai mult pește și să vinzi tot mai mult pește și să ai mai mulți bani. Și ăsta tot întreba, bine, și ce să fac cu banii? Păi să investești și să prinzi mai mult pește și să ai mai mulți bani. Și ce să fac cu banii? Păi să mergi să-ți cumperi tot ce trebuie, case de vacanțe, de case de vacanțe. Și ce să fac cu casele de vacanțe? Să stai cu familia și să ai timp doar pentru tine. Da. Și dar ce rost are? Că eu fac deja toată treaba asta. Exact. Un cerc vicios în care toată planeta se învârte la momentul de față, în cercul ăsta vicios, și toată lumea aleargă să trăiască mai bine și mai bine. Și pierde esența, faptul că tot ce facem, facem ca să fim liberi, să trăim liniștiți și să trăim în armonie cu familia și să avem un timp foarte bun, de calitate. Ca norocul că nu suntem noi singurii revoluționari care gândim așa, dar totuși suntem pe o nișă. Și poate dacă o să devenim prea faimoși sau o să fim noi antevorbitorii sau, eu știu, conducătorii acestui... Acum fabulăm, da. Da, continuați. Da, dacă toți suntem în fabule. Acum fabulăm, dar rămâneți cu noi. Și dacă am ajunge noi liderii acestei mișcări revoluționare de a trăi fericiți la țară, o să ne trezim asasinați și poate chiar morți. Ioi, tu ce... gânduri sumbre ai. Da. Deci, probabil că nu o să creăm un brand de brânzeturi și lactate din lapte de capră. Mai degrabă am putea face de bivoliță, cum a zis domnul în comentarii, decât cel de capră. Pentru că bivolițele stau mai puține și noi oricum am avut ideea asta, conceptul ăsta de la început. Mi-e frig. Preferăm să avem capre mai puține și să avem un surplus, dar nu foarte mare, de produse pe care, dacă îl punem spre vânzare, să-l punem la prețul care ne convine nouă. La și dacă sunt corect, clienți, pentru că... Prețul corect pentru toată lumea, exact. Da. Dar nu să stăm cu marfa pe stoc și să ne frecăm mâinile că oare la cine o învinge și oare cum îmi face bani să plătim cheltuielile pe care noi le-am susținut deja. Și atunci probabil că ar fi mai simplu, de aia ziceam noi, că vom tinde probabil spre două sau trei bivolițe, ca să avem un surplus și de la bivolițe pe care să putem să ne cerem un preț premium și cine vrea produse premium le găsește la noi. Da. Cine vrea produse ieftine, eu întotdeauna am zis, cine vrea un produs ieftin, să-și cumpere propriul animal, să-l crească, pentru că e simplu. Sigur, e un pic de perioadă de încercare și de provocare la început, dar după ce te obișnuiești cu ele... Nu se poate la bloc, da? Nu se poate la bloc, da. Dar sunt destule terenuri părăsite la țară și dacă vrei ceva ieftin, nu te obligă nimeni să cumperi de la noi la prețul premium care îl punem noi. Cumpără la prețul care vrei tu, cumpără-ți un animal, îngrijește-l, crește-ți, bate-ți capul cu el, obține produse, muncește pentru tine și vei avea rezultate fenomenale și mult mai ieftine. Dar nu te aștepta să-ți vindă cineva pe munca lui ca să-ți convină ție. Că el vinde, să-i convină lui. Da. Nu, mi-e frig. Dragilor, ăsta e video de astăzi. Văd că ne asaltează pisicile, ne distrag atenția. Mi care se face pisici? Și frig. Că e numai una. Așa, motanul ăsta încălțat. Dar vă mulțumim pentru vizionare. Ajutați-ne acolo cu algoritmul YouTube. Dați un like, scrieți un comentariu. Dacă aveți întrebări pentru noi, scrieți-ne-le în comentarii. Noi vom încerca să vă răspundem cât de bine și cât de repede putem. Sigur, la întrebările pe care le considerăm interesante. Așa că așteptăm întrebări interesante. Vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare!